da. De o oră iese fum negru. Ce crezi tu dacă sunt ce naiba arde astea? Total ilegal, toxic, periculos. Eu cred că nu știu niciodată ce nu promovăm la modul. Nu știu niciodată ce vorbim, poate că la modul oficiu este valor despre istorie, despre educație și despre importanța lor, indiferent de cât de ce va ști oamenii despre. Acum o oră fumul se vedea din București, din militari. Când ieșai pe autostrada 1, dar acum se vede doar de aici, de aproape. Atelier, nu știu ce e aici, de reparație. Masca obligatorie. Bună ziua! Bună! Ce ardeți aici? Ce anume? Ce ardeți aici? Nu știu. Dar ce firmă e aici? Ce firmă e aici? Ce ardeți aici? Ce? Ce ardeți? Periculos și ilegal. Ce la? E periculos și ilegal. S-au mobilizat. De ce arde? Aici, acum s-a abur, dar atunci era fum negru. Unde era? Aici, din București se vedea. Am chemat și pompieri. Știți că e ilegal. Păi dar ne-am încălzit și noi, ce dracu, e lemne, păi vreau să facem un grătar, uite că lemne e acolo. Păi nu-s lemne acolo, că ia uitați-o, arde cauciuc. Lemne sunt. De ce îl stânge, dar, dacă-s lemne? Dacă le-a zis, ia speriază la oameni. Ne lămurim. Cum se numește firma? Păi ce mă, unde vezi cu fum? Gata, acum noi. Da, nici grătar nu puteți să face. Puteți, dar asta nu-i grătar. Asta-i poluare. El e boss. O să explicați la poliție. Era fum negru, se vedea din București. Unde voi vezi tu fum negru? Acum nu, se vedea mai devreme. O oră ars. O să răspundeți. Și pentru câini, că îi țineți dezlegați. Turmă de câini. Mafia cu gipane. Aia se încușcă, dar ăștia sunt la libertate. O să zic că nu s-ai lor. Ne întrebăm de ce e poluat aerul în București. Că ăștia fac grătare cu cauciucuri.
Intrare pe autostradă dinspre Chiorogârla. Două mașini de poliție staționează periculos. Fără girofar pornit. Și acolo mai este una. Dacă poliția staționează în felul ăsta, ce se cer de la șoferii de rând? Ei pot staționeze unde vor, dar trebuie să fie în misiune de servicii și asta înseamnă că are voie să pornească girofarul. Dar dacă nu-i porni girofarul, înseamnă că nu-i misiune de servicii. Sau face economie de baterie. Să-i sesizez pe ăștia care staționează corect. Sunt colegi de-ai lor care parcat ilegal. O fi carantină în Chiorogârla sau ce verifică ei. Bună ziua! Ți-am amabil, dar pentru ce-i filtru aici? Carantină în Chiorogârla? Da. Da? Știți că niște colegi de-a dumneavoastră staționează periculos și ilegal aici la intrare pe autostradă? Puteți să-i sesizați, vă rog? Așteptat. Eventual să-i amendați dacă se constată ilegalitatea. Două mașini stau în curbă când intră pe autostradă, iată, la 100 de metri de dumneavoastră. Și mai rău, peste drum, într-o întreprindere ardeau cauciucuri mai devreme. N-ați văzut stâlp de fum negru? N-ați observat. Așteptați-vă imediat să vină colegul. Să vorbesc cu colegul, ok. Da. Deci el e șeful echipajului? Sunt de la rutieră. Da, dumneata? A, dumneata ești de la rutieră? Băiți. A, da, dumneata? A, e jandarm care îl însoțești pentru ordinea publică, am înțeles. Mă gândeam să chem pompierii, dar am văzut că au stins. Da, acum mai târziu. Despre fumul acela, dar despre polițiști care staționează pe carosabil sau pe acostament tot periculos în curbă, ar trebui să se ocupe ei. Bună ziua! Sunteți la poliția rutieră? Vreau să vă sesizez, două echipaje de poliție staționează ilegal la intrare pe autostradă. Acele echipaje sunt de la Brigada Autostrăzii, A3. Și aici chiar când intri pe autostradă, la 150 de metri de dumneavoastră. Și pare periculos și ilegal, nu au girofarul pornit, deci nu sunt misiuni. Mă gândesc că ar trebui pedepsiți dacă se constată ilegalitatea. Cum vă numiți? Brega, Oleg Brega. Nu am. Nu am. Nu vreau să ne dați. Nu l-am. Pe raza localității Chiorogârla. Am venit să vă sesizez pe dumneavoastră. Nu e că așa face cu toți polițiștii din serviciu. Nu am de ce să țin lumele aprinse pentru că nu sunt pe partea carosabilă, să știți. Colegii dumneavoastră stau pe acostament pe autostradă. Două mașini de poliție. Noi facem parte din cadrul serviciului rutier Ilfov, IPJ Ilfov, dăm și fac parte din... De la poliția autostrăzi, serviciu autostrada staționează sau nu ilegal? Veniți vă rog să vedeți. Veniți vă rog să vedeți. Nu vreau, nu am voie să mă deplasez acolo pentru că nu se sizați o faptă penală sau
Nu, e contravențională, e ilegală. Nu iau eu, nu-i dau eu sancțiune. Nu vreți nici măcar să vedeți? Să vorbiți? Nu vreți nici măcar să vedeți? Eu nu am de ce să văd. Am înțeles. Mergeți la organele care au competență pe autostrada 1. Noi nu avem competență pe autostrada 1. Ia-i datele domnului și să ne spună imediat motivul pentru care se deplasează pe raza Ciorogârla. Am venit până la dumneavoastră, la poliție. Da, o declarație că vă deplasați pe o zonă carantinată, vă rog. Am venit să sesizez poliția. Vă trebuie o declarație. Despre o ilegalitate. N-am citit. Ok. Am venit să sesizez poliția despre o faptă pe care o consider ilegală. În București. Și cu ce motiv ați venit în Ciorogârla? Pentru... Am venit la dumneavoastră să vă sesizez. Am venit la dumneavoastră să vă sesizez. Deocamdată dumneavoastră sunteți într-o zonă carantinată și trebuia să știți acest lucru. Și ați comis o contravenție de a pătrunde pe o zonă carantinată. Trebuie să mă informați despre asta. Eu de unde să știu? Informați-vă din media, din mass media. Domn polițist, veniți să vedeți sau nu? Nu sunt obligat să aduc la cunoștință tuturor care tranzitează o zonă. Deocamdată dumneavoastră sunteți contravenient, domnul Olu. Ok, notați acolo. O să vă ia colegul meu datele. De ce vă sesizez o ilegalitate și dumneavoastră ca să mă intimidați? Nu, îmi faceți nu, proces verbal. Suntem organe de control. Ușurel, ușurel. Ca să dumneavoastră ușurel, o contravenție, intrăm pe în raza localității Ciorogârla, care e o rază, o localitate carantinată. Am înțeles. Da? Dar unde scrie chestia asta că e carantinată? Aici? A fost anunțat și în mass media. Am înțeles. Eu sunt obligat să urmăresc mass media. Da, sunteți obligat. Okay. Că atunci când vă deplasați în România și când vă faceți traseul, să vă interesați dacă traseul acela are restricții sau nu. Am înțeles. Dar acum sunt în stradă, am văzut o ilegalitate a poliției și am venit să o sesizez. Am văzut o ilegalitate a poliției și am venit să o sesizez tot la poliție. Mergeți la organele, nu am... Noastră nu sunteți angajat mai ei? Ba da. Păi? Nu am competență teritorială pe autostrada 1. Ei sunt fix la intrare, sunt chiar aici. Și ceea ce vreți să reclamați, nu trebuie să reclamați la noi. Dar unde? Fiecare inspectorat sau dar dumneavoastră puteți să veniți să vedeți acum. Birou control intern, mă lăsați să vorbesc. Nu vreți să veniți să constatați? Pentru că după aceea când o să vină poliția, nu o să găsească pe nimeni controlul intern. Acum dumneavoastră ați putea să veniți să constatați, nu? Nu am ce să constat, pentru că filmați și aveți probe pe filmare. Am înțeles. Dar merg cu filmarea la poliție. Mergeți, vă rugăm. Bine, la revedere. Așteptați să-mi dați document, să-mi dați nu datele document pentru a... Nu am document. Va stabili identitatea. Agent Vasile, sunt serviciul rutier info. Din cadrul IPJ. Aveți și o legitimație sau un ecu? Nu sunt obligat să vă arăt legitimația. Nici insignă, nimic? Nici insignă, nimic? Insignă o am pe geaca cealaltă. Am înțeles. Mă mir că nu ați lăsat și masca acasă. Odată ce port un... Odată ce port un... responsabil, nu veneați aici, domnul Oleg, ca să vă dați dumneavoastră în spectacol. Da? Eu am venit să vă sesizez despre o ilegalitate. Să faceți... Am venit să vă sesizez despre o ilegalitate. La național pentru așa ceva. Ce este? Nimic. Exact ce v-a spus și colegul meu. Da? Consider că sunt intimidat. Și poliția comite un abuz. Da. Semnătura aici, vă rog. Pot să bag mâna așa? Semnați acolo. Și o semnătură la mențiunea dumneavoastră, vă rog. Dacă sunteți nemulțumit de măsura luată, în 15 zile contestați la judecătoria curând. Odată cu plângerea la parchet. Vedeți unde scrie că începe Ciorogârla? Acolo e delimitarea de localitate privind regimul rutier. Așa, dar eu care sunt pe jos. Dar eu care sunt pe jos. Poftim? Dar eu care sunt pe jos. Vă deplasați pe area teritorială a Ciorogârlei, nu am eu nicio vină că e pus indicatorul acolo pentru că din cauza administrației publice locale, că îi delimitează teritoriul. Am înțeles. Deci, teritoriul localității privind. Deci aici, de, aici deja e carantină. Mă lăsați să vorbesc. Nu trebuia să mă avertizați, să-mi spuneți că aici e carantină și că n-am voie să intru. Spune regimul de viteză 50. Am înțeles. Aria teritorială e mult mai mare. Și refuzați să veniți să vedeți ilegalitatea comisă de colegi cu epoleți. Sunteți incompetenți. Am înțeles, n-aveți competență. Mei, o să menționez și asta în plângere.
asta. Că nu vreți să vă faceți munca. O zi bună și rușine. Mafie cu epoleți. Cum să mai aibă oamenii încredere în organe, în poliție, dacă ei se comportă în felul ăsta? Ignoră cu nesimțire legile despre circulație rutieră, drepturile omului, procedurile. Poftim și cetățeanul a oprit la fel ca poliția, în curbă, la ieșirea de pe autostradă, dacă nu cumva, chiar poliția și el l-a oprit acolo. Și foarte periculos, ilegal. Deci nu se văd numerele de aici. Dacă m-aș băga acolo, m-ar amenda și pentru asta. Cum am băgat pe autostradă. Deci ca să vezi cum acționează mafia. Mafia de stat cu epoleți. Drepturile omului sunt o glumă în România. Și legea e scrisă pentru proști. Așa înțelegem de situația asta. Poliție raportată în față. Virează la dreapta. 49584-51805. Numerele mașinilor de poliție care staționează periculos. În rond, în curbă.